Bună seara, doamnelor și domnilor, în emisie direct Reflector Analitic. În această seară ne-am propus să discutăm despre problema maidanezilor care persistă. E o problemă stringentă pentru întreaga societate. Salut prezența în studio a doamnei Maria Dimineț, jurnalistă. Bună seara și bine ați venit. A părintelui Deacon Ghenadie Valuță. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Și nu în cele din urmă, lui Mihai Balica, activist civic. Bună seara. Bună seara. Doamna Dimineț, noi jurnaliștii am abordat nu o singură dată această problemă. Ziceam la început că este o problemă stringentă pentru întreaga societate. Ori problema maidanezilor reapare în vizorul nostru atunci când are loc un incident, când are de suferit ceva. De ce problema persistă în timp, iar consecințele sunt din ce în ce mai dure? Problema persistă pentru că de fiecare dată când abordăm acest subiect, nu pornim de la cauze. Doar ne concentrăm pe faptul de a prezenta o poveste, o istorie, o istorie tragică, care sensibilizează opinia publică, care atrage vizualizări. Pe când această problemă are multiple cauze și trebuie abordată profund. De exemplu, de ce noi avem această situație? Pentru că deja de 20 de ani vorbim despre faptul de a rezolva această problemă, dar nu venim cu nicio măsură concretă. Și când zic că nu venim, vorbesc despre autorități. Vorbesc despre organizațiile care promovează sau care protejează câinii, organizații neguvernamentale. Vorbim despre primarii din localități. Vorbim despre, poate, alți responsabili care ar trebui să se implice. Discuțiile sunt sterile pentru că nu avem mijloace financiare sau nu avem dorință? Eu cred că nu avem dorință. Și, drept exemplu, pot să fac referire la un om politic, persoană politică, care a candidat la aceste alegeri parlamentare și în agenda sa a inclus această chestiune, crearea unui azil de câini în orașul Drochia, unde există o problemă foarte mare. Și atunci când vorbea cu oamenii despre această propunere, oamenii, unii, îl luau în derâdere. Băi, omule, despre ce tu vorbești? Eu vreau să mănânc, eu vreau să trăiesc bine, eu vreau să trăiesc ca Europa. Ce îmi spui tu mie povești? Deci asta este atitudinea oamenilor și atitudinea, în primul rând, autorităților. Și noi când abordăm acest subiect, nu cerem socoteală autorităților. De ce voi nu ați creat în 20 de ani un azil pentru câini în fiecare raion? De ce voi, cei care reprezentați organizațiile neguvernamentale care protejați câinii, nu ați făcut lobby în cazul politicienilor ca să ia decizii concrete, în cazul primarilor, și de ce nu au contribuit aceste organizații, nu au venit cu un suport pentru primari pentru a crea aceste aziluri? Dumneavoastră, cred că acum 8 ani ați avut o experiență tristă legată de acești câini vagabonzi. Vi s-a oferit vreo explicație plauzibilă din partea autorităților? Nu mi s-a oferit nicio explicație, pentru că întrebarea a fost următoarea. Cine este proprietarul câinelui? Ori acela era un maidanez care se plimba pe drum, el nu are proprietar. Se întâmpla într-adevăr, eram însărcinată în luna nouă, era un pericol de a pierde sarcina și mergeam pe drum, liniștită, fără ca să agresez câinii, cum susțin unii oameni, dacă noi agresăm câinii. Câinele a sărit peste mine, m-a apucat de roche și a început să mă târâie. Evident că m-am speriat foarte mult, mă gândeam la copilul meu, pentru că era deja în luna nouă, era o problemă cu sarcina și mă întrebam ce s-ar fi întâmplat dacă acel câine ar fi mușcat de burtă sau ar fi mușcat de piciorul meu sau de mână, putea să-mi transmită o infecție sau putea din cauza fricii să pierd acel copil. Și atunci am mers la primărie și ca să depun o cerere, o plângere, să spun uite ce s-a întâmplat. Și întrebarea a fost următoare: dar cine este proprietarul câinelui? Dacă câinele are un proprietar, noi ceva facem. Dacă nu are proprietar, ce să facem noi cu el? De unde știm noi cine este el și ce a făcut? Și în general, eu cum puteam să demonstrez că eu am fost atacată de acel câine? Norocul meu că a intervenit un bărbat care trecea prin preajmă și așa am fost salvată. Dar e greu de spus astăzi care ar fi fost urmările dacă nu era acel om. Și atunci, cui ar fi păsat de mine, de sănătatea mea, de sănătatea copilului? Deci eu cred că noi trebuie să fim corecți atunci când abordăm această problemă. Și eu când vorbesc despre această situație, nu înseamnă că eu tolerez sau sunt adepta agresiunii câinilor. Doamne ferește, sunt omul care neg orice formă de violență, atât împotriva oamenilor, cât și împotriva animalelor. Dar trebuie să privim echidistant lucrurile, da? Mai ales că vedem că mulți copii devin victime ale câinilor maidanezi. Ce m-a supărat pe mine, de ce am reacționat pe rețelele de socializare și am fost unii dintre puținii care am abordat o altă perspectivă, da? Pentru că foarte multe situații au fost când copiii au devenit victime, au fost traumatizați de maidanezi. Personal cunosc un caz de la Institutul Mamei și Copilului pe care l-am abordat, o fetiță de 90 ani care a fost
practic ruptă în bucăți de un câine și a fost salvat ca prin minune de către medici. De aceea eu cred că trebuie să fim echidistanți și corecți și să nu punem mai presus de drepturile câinelui, drepturile omului și în special drepturile copilului. Legislația așa spune clar. Mai presus de drepturile copilului nu există nimic. Da. Pe această notă vreau să aflu și poziția părintelui Deacon. Părinte, iată, în ultimele zile întreaga societate practic a fost axată pe un caz în care ați participat. Era vorba despre faptul că ați fi târât în urma mașinii un câine. Imagini care au fost prezentate și pe rețelele de socializare, dar și de colegii noștri de la diferite posturi de televiziune. Doamna dimineți vorbea foarte frumos despre echidistanță și despre modul în care ar trebui și noi ziariște, pe de altă parte, să abordăm aceste cazuri foarte sensibile, pentru că domnia sa spunea, nu există ceva mai presus decât viața unui copil, viața unui om. Haideți să deschidem parantezele de rigoare. Ce s-a întâmplat și cum s-a comportat până la urmă colegii noștri din media de acest caz, la prima vedere, puțin prea însemnat, a fost mediatizat atât de larg. Bună seara, întâi de toate, vă mulțumesc pentru receptivitatea asupra problemei și pentru invitație. Sigur că vreau de la bun început să fie un fir roșu asupra acestui caz, și anume că este un caz fragmentat, adică fragmente rupte, răsturnat sau distorsionat, demonizat la maxim și pompat în mass media. Trec la concret, mă simt în pielea celor spuse de doamna, pentru că având 4 copii, suntem victimele unor presiuni, unor agresiuni, cel puțin emoționale, din partea a 2 haite de câini, una lângă etajele la care locuiesc și alta lângă construcția pe care o execută. Și nu numai o dată aud că copiii ies afară de tata, iar când nu ieșit și matie. Au fost cazuri când copilul a venit speriat și a fost al altora părinți a și fost mușcat pentru a să fugă. Eu mai am multe cazuri pe care le strângem pentru emisiunea de poi mâine Vorbește Moldova, pentru că am fost solicitat. Da, ca să nu facem publicitate un alt post de televiziune. Și avem cazuri de mămici care, la fel, în perioada sarcinii, au fost speriate puternic. Avem caz concret la vecin, că au mâncat 20 de găini. Avem cazuri concrete când copiii au fost speriați și noaptea, prin somnul plâns. Deci, noi ne-am adresat, eu personal am sunat la primărie, am sunat personal de mai multe ori și le-am spus, mai ales în jurul urnei ce se face când întârzie salubrizarea. Doamne ferește, și pe acolo trec și copii la ambele clădiri. Deci, mi s-a spus că nu primăria se ocupă. Sunați la comunhoz, cum am spus. Da, noi să încercăm să facem legătura cu administrația publică locală și să aflăm și poziția dânșilor. Eu vreau să spun telespectatorilor că au posibilitatea să ne vizioneze și pe rețelele de socializare, pe pagina noastră de Facebook, și acolo își pot exprima și punctul de vedere sau chiar să ne adreseze întrebări. Părinte, eu vreau să revin asupra unui aspect foarte sensibil. Haideți să pornim de la faptul că credeți că metoda a fost cea mai bună? Nu, eu am spus-o și la alt post azi de televiziune. Eu metoda o regret și pe cine am scandalizat îmi și cer scuze, dar să fiți în locul meu și să aveți pe tava situația copilului și cu câinele, eu nu cred că să alegeți mai presus câinele decât copilul. Eu nu am altă metodă. Am încercat să-l duc odată în mașină, este imposibil, am regretat foarte mult. Organele nu-și fac treaba, primăria nu vreau să o judic. Deci în situația în care mai ales văd cazuri de deces, ca părinte, să nu aștept eu să se întâmple, Doamne ferește, eu am pus în gând, dar foarte omenește, pentru că cine are simț omenesc, el să mă înțeleagă. L-am prins în 3 persoane cu o pasă, le-am pus la gât curea și l-am legat de mașină într-a întâia, pentru că am vrut să-l duci pe jos, dar nu știi cum reacționează când le este apasim. Și am pus-o într-a întâia 5, 10, 15 km.
până la margine este o fabrică mizelor, e acolo să deprind și nu mai revin, că le mai dau niște oase. Da. Ori chestia de viteză, de tărât, zeci de kilometri, cu minciuni de astea, sunt niște absurdități pe care eu cu lux de amănunte pot să le demontez. Dar, sunt mulți, și eu mulțumesc că sunt, care au înțeles. Dom'le, ăsta trebuie mulțumit, pentru că securitatea socială a publicului, pentru oameni, mai ales pentru copii, da, o pun în prim plan. Deci, eu acum, mâine, zilele următoare, vin și cu certificatul de la veterinar. Iată, anticipați întrebarea mea. Și dumneavoastră azi ați sunat și spuneți dumneavoastră ce v-a spus veterinarul referitor la acest câine, pentru că în baza acestui certificat eu am să arăt că este o distorsionare și o minciună maxim pompată de o violare a câinilor, o maltratare, de o atitudine inumană și dezgustătoare. Ce da, două absolut... aspecte aici se cer a fi remarcate. Am contactat și cei de la poliție ca să vedem care este starea de lucruri, pentru că pe marginea acestui caz s-a deschis un dosar administrativ, ni s-a spus că este în lucru, se așteaptă și decizia de mâine a medicului veterinar ca să ne spună în ce stare este acest câine și în baza și acestor probe, dar și a semnăturilor, cer scuze, care au fost colectate în mediul online și care sunt aproximativ 20.000 la număr, se va decide dacă se deschide și un dosar penal sau se rămâne la un dosar administrativ. Vă spun că cele 20.000, da, este o chestie logică. Dacă lumea a fost informată greșit, respectiv este și produsul. Deci eu, dacă voi informa corect situația, ce am început a face, dacă voi prezenta certificatul medicului, dacă vom analiza toate circumstanțele, și chiar inclusiv la dumneavoastră la emisiune, și vor relata adevărata situație care a fost, nu care o demonizează aceștia care vor să câștige capital, aceștia care are drepturile copilului, mai ales după situația cu copilul mușcat, ei au scăzut în rating și lumea împotriva lor, nu fac nimic, numai zarul. Și acum, pe cazul meu, încearcă să-și ridice ratingul. Este și ăsta factor motivațional. Da. Și eu am să demonstrez. Și atunci oamenii altfel privesc. Și cred că dacă va fi o nouă reevaluare a acestui semănături, cred că nu va fi 20.000. Asta este un produs al dezinformării, să spunem așa. Mulțumesc. Da. Domnule Bălica, problema, ziceam de la bun început, rămâne a fi stringentă. Și când zic lucrul ăsta, vreau să deschidem parantezele de rigoare, pentru că avem modul în care este tratat un animal și în cazul nostru facem referire la un câine și pe de altă parte facem referire chiar la noi, cei care reprezentăm cea de-a patra putere în stat, când destul de frecvent titrăm știri de genul un copil a fost mușcat, un bătrân a ajuns în spital în urma faptului că a fost mușcat sau anumite haite de câini au mușcat pe cineva. Haideți să pornim de la ordine sau să vizionăm starea de lucruri undeva așa la rece și să ierarhizăm la justa valoare care ar fi trebuit să existe prioritățile într-o societate democratică și dacă semnăturile la care făcea referire și părintele Deacon sunt justificate undeva. Mai presus este viața unui om, unui copil, după aceea dăm prioritate unui câine sau viceversa? Știți, orice om care în primul rând e părinte și are copil, tată, mamă, nu importă, în situația când ar fi pus în pericol copilului de un câine, el a să uite de dreptul animal, să uite de tot, el a să fac tot posibil ca câinele măcar și e lichidat, dar în primul rând copilul să nu fie în pericol. Toate că eu sunt împotriva omorului, atât animalilor cât și oamenilor, eu sunt împotriva violenței, dar oricine ar fi în primul rând ar pune mai presus copilul și securitatea proprie. Dar în general cazul acesta, da, iarăși din nou a fost o comandă politică, eu consider din nou mass media a dezinformat lumea și acum avem ce avem. Și problema în general cu maidanezii, eu aș dori să povestesc un caz de iarna asta. Da. Eu lucrez într-o companie americană, deci în schimbul de noapte și vin dimineața la ora 6 acasă și vă dați seama, iarna e foarte frig. Da. Și zoi frig, dar mai ales dimineața. Am pus mașina la parcare și merg spre bloc și aud un cănișor.
Dar eu știam că deja acolo la noi o cățea o fatat vreo 10 cânișori și era problemă. Ce să facem cu dânsii? Da. Se ucid. Nu poți? În primul rând, eu nu pot. Sincer, eu asta nu pot. Păi, și mă, de unde s-au auzit cânișorul ăla deja așa o voci, știți, avea... Stinsă. Da, stinsă. Și stătea într-o bolta cu apă, micuț, înghețat, abia se mișca, deja nu mai putea. Eu eram la cravat, un costum, ce să fac? S-a plecat, mâna și l-am luat, nu știu ce să fac cu dânsul, s-a lăsat acolo, n-am putut. L-am dus la mașină și să fac, nimic o idee, motorul cald, am deschis capota, l-am învălit, avem niște haine acolo rele, da, în portbagaj și l-am pus pe motor și s-a încălzit puțin, nu știu ce să fac cu dânsul. Până am găsit, mi-a deschis un om în podval, așa spune noi în poporul. Și l-am pus acolo. Când el și-a revenit, tot a fost normal. Dar acum și-a urmat. Câinii ăștia sunt mari, sunt foarte periculoși și în fiecare zi la noi acolo copiii suntem de dânsă și în orice moment poate să muște. Dar ce să le facem, noi nu știm. Da. Stimată doamnă, iată, avem o întrebare din partea unei telespectatoare. Zice, când a murit un copil care a fost mușcat de un câine, nu a fost atâta gălăgie. Haideți, ziceam un pic mai devreme despre ordinea priorităților într-o societate democratică și să vorbim despre modul în care și noi, ziariștii, ar trebui să ne alegem subiectul din acest potențial informațional care există. Da, într-adevăr, când a murit un copil după ce a fost mușcat de un câine și a fost infectat de virusul care provoacă răbia, deci tot au privit ca la un show. Vai, sărmanul copil, a murit. Vai, sărmanii oameni. Dar nimeni nu a înțeles, dar de ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că cineva nu și-a făcut treaba în decursul mai multor ani. M-a revoltat faptul că nu s-au găsit oameni care să se solidarizeze în jurul acestui caz și să ceară socoteală acelor autorități, acelor organizații neguvernamentale care promovează drepturile câinilor, de ce nu s-au întreprins măsuri pentru a proteja viața unui copil. Iată, asta am vrut să văd, asta m-a revoltat. Lipsa de solidaritate între oameni față de oameni, dar lipsa de solidaritate a oamenilor față de câini. Și așa s-a întâmplat de fiecare dată, ori de câte ori a fost un caz tragic, chiar dacă nu s-a terminat cu deces, dar s-a terminat cu o situație gravă pentru că copilul a fost traumatizat și a rămas cu sechele. Deci lumea nu s-a mobilizat, lumea nu a scris petiții. Iar ce mă deranjează cel mai mult, că toată această revoltă pe Facebook a fost declanșată în mare parte de un avocat, un om care susține că promovează drepturile omului și n-am văzut niciodată ca acest om, acest avocat, să reacționeze în situație în care copilul este atacat de maidanezi. Și să știți că problema noastră nu este doar în cazul copiilor atacați de maidanezi. Avem situații când copiii sunt impuși de părinți să cerșească, situații când părinții își nenorocesc copiii, lasă flămânzi în mizerie să moară de foame. Avem cazul când femeia, mama și-a scăpat copilul de un an în drum fără ca să-și dea seama și-a înghețat. Sunt situații foarte grave și oamenii nu se solidarizează, nu scriu petiții, nu cer pedepsirea celor care sunt vinovați. Eu vreau să țineți minte gândul. În legătură telefonică cu noi este Veceslav Bondar, primarul orașului Anenie Noi, pe care îl salut. Bună seara, mult stimate domn! Alo, bună seara! Vă rog ca să ne faceți legătura, probabil există o mică defecțiune tehnică. Bună seara, domnule primar! S-a întrerupt, ne pare rău, o să încercăm să facem legătura. Spuneați un pic mai devreme despre solidarizare și aici poate ar fi cazul să vedem și problema în noi înșine. Când vorbesc lucrul ăsta, făceam referire ceva mai devreme și la breasla noastră a jurnaliștilor, care uneori în goana asta spre senzație, spre rating, spre vizualizări, uităm ca să pătrundem cu adevărat în esența problemei, cer scuze. Da, există această problemă, ceea ce eu nu susțin și n-am să spun niciodată. Deci până la urmă trebuie să fie echidistant, da? Până la urmă trebuie să alegi ceea ce este util și important pentru oameni, fără ca să-ți bagi joc de oameni. Eu înțeleg că este interesant pentru public această situație și, de fapt, părerea mea este că cei care judecă acum gestul părintelui nu că atâta sunt iubitori de animale, ci pentru că este un prilej pentru a face show. Din păcate, oamenii vor show și mulțimea mereu așteaptă capul lui moțoc. De asta, părintele
Îmi pare rău, dar va trebui să cedați capul mulțimii ca să se liniștească. Da. Părinte, haideți să discutăm despre modul în care a evoluat, de fapt, această problemă. Internauții încercau să, și au reușit, într-o oarecare măsură, să obțină și punctul de vedere al superiorilor, a reprezentanții metropoliei. Pe parcursul zilei de ieri, Preasfințitul Ioan, episcop vicar, a venit cu o declarație. Astăzi, pe site-ul metropoliei, avem un comunicat prin care se zice că va fi organizată judecata metropolitană pentru a examina acest caz. Haideți să ne spuneți mai multe, dacă ați fost chemat pe parcursul zilei de astăzi la metropolie ca să oferiți unele explicații și de ce tocmai atât de mult a degenerat acest caz. Eu am spus că a degenerat, după părerea mea, din două motive. Primul, ca să-și recapitalizeze puterea politică, moral, socială și financiară, chiar după cazul cu trauma asta sau decesul copilului. Dar a doilea, cred că această zarvă s-a făcut având la bază... În legătură telefonică am reușit să îl avem pe domnul Veceslav Bondar, primarul de Anieni Noi. Bună seara, mult stimate domn! Alo? Alo, bună seara! Sunt Vlad Madan de la Accent TV. Vreau să vă acord o întrebare legată de problema maidanezilor. Spuneți-mi, vă rog, ce se întreprinde în localitatea dumneavoastră pentru ca acest fenomen ca să nu ia proporții? Ne puteți oferi un punct de vedere? Încercăm să organizăm, eu cer scuze, dar eu am aici ceva, eu în concediu. Da, spuneți-mi, vă rog. Transportare câinilor la azil de câini. Și numai în anul ăsta Consiliul Local preconiza 20.000, dar e clar că fac sunt, dar măcar 20.000 și noi... Dar nu orașul Anieni Noi, mai persistă această problemă? În oraș, persistă această problemă? Nu organizat serviciu, dar 20.000 măcar îi pregătim utilaj pentru... Prindem câini și avem 3 zile în raionul nostru și avem acord cu ei și putem steriliza câinele la azile de câini. Da, ne puteți spune ce sumă a fost alocată pentru întreținerea acestor maidanezi și întreținerea lor în aziluri? Nu întreținere, numai sterilizare și gata. După aceea ei revin în stradă. Da. 20.000 pentru întreținere foarte puțin pentru un oraș. Înțelegeți foarte bine. Cum motivați situațiile atunci când acești maidanezi sunt în preajma instituțiilor preșcolare, instituțiilor școlare, iar copiii își fac griji cum să ajungă acasă? Eu vă mulțumesc, domnule primar, pentru... Da. Eu așa înțeles că eu sunt în pe televiziune, da? Da, la postul de televiziune Accent TV ziceam, vorbim despre problema maidanezilor și făceam referire și la cazul recent legat de părintele Valuță. Eu vă mulțumesc. Dacă aveți ceva adresare... Da. Domnul Valuță nu a făcut corect, dar... Asta altceva, dar înțelegeți foarte bine că nu primar hotărăște întrebările. Este finanțare fără acordul Consiliului, fără decizie Consiliului. Primar nu face nimic absolut. Și eu spun 3 ani adresat la Consiliul Local, unde e cea mai mare fracțiune socialiștilor. Și nu numai în anul ăsta, preconizat 20.000. Domnule primar, eu insist asupra întrebării pe care v-am acordat-o un pic mai devreme. Spuneți-mi, vă rog, acești câini revin în stradă? Da. Vă mulțumesc. O seară bună dumneavoastră. Succese. Da, după sterilizare, acești câini revin în stradă, de aceea sterilizarea rezolvă problema pe termen, pe termen de lungă durată. Da? Peste 10 ani acești câini când vor îmbătrâni și nu vor mai exista, deci între timp nu se vor reproduce și nu va exista pericolul. Dar acești câini trebuie izolați. Asta este important. Izolezi câinele și îl tratezi așa cum se cade. Îl hrănești, oferi adăpost, ai grijă de el.
Pentru că în momentul în care acest lucru nu se întâmplă, când le revin în stradă, iarăși atacă și iarăși ne pomenim în această situație. Vedeți ce a spus primarul? Că Consiliul Raional nu vrea să aloce surse. Da. În fiecare, noi nu avem aziluri de câini, foarte puține. Sunt 2, 3 sau 4. Maxim, nu știu, da. Exact, sunt foarte puține, dar și aceste aziluri funcționează foarte prost, în sens că nu există posibilități, nu există hrană pentru câini, nu există acele, hai să zicem, materiale care să încălzească pe câine în perioada rece a anului. Și de fapt ce se întâmplă? Tot pe rețele de socializare, acei oameni care adună îmbrăcăminte, alimente pentru cei săraci, adună, iată, și îmbrăcăminte, hrană pentru câinii din aziluri. Și atunci întrebarea mea este: voi cei de la organizații neguvernamentale, care sunteți câteva zeci de organizații în și domeniu, despre care noi nu știm nimic, trebuie să vă asumați responsabilitatea pentru ca acel câine pe care îl protejați să nu dăuneze unei persoane. În momentul în care dumneavoastră susțineți că câinele necesită să fie protejat, dar nu întreprindeți măsuri ca acest câine să nu dăuneze altor oameni, în acest moment dumneavoastră vă demonstrați cât de ipocrizia dumneavoastră și lașitatea și faptul că nu vă pasă de oameni. Avem o telespectatoare care zice în felul următor: foarte corect, jurnalista Maria Dimineț a explicat problema și cei care se ocupă cu protecția câinilor să-și facă treaba conștient. Legislația spune că dreptul copilului este superior, cu adevărat. În Drochia sunt foarte multe, foarte mulți maidanezi și de foarte multe ori pentru maturi este periculos. Eu vreau să aduc mingea la piciorul părinților și să întreb. Iată, într-o societate normală sau într-o societate firească, biserica, în raport cu administrația publică locală, ar trebui să existe o colaborare. Acum fac abstracție de afirmația domnului primar, care zicea că dânsul împărtășește viziunea că nu ați procedat prea corect. Vreau să vă întreb, pornind de la sugestiile enoriașilor, ați avut vreo sesizare adresată către domnul primar sau autoritățile publice locale într-o soluționare a problemei? Eu să vă spun sincer, eu personal am sunat pe primar și eu îl înțeleg pe primar foarte bine, că el altă explicație nu poate oferi, mai ales într-o situație de asemenea tensiune, când toți presează din acei, așa zis, avocați ai maidanezilor. Și vorbim personal cu el anul trecut, și vorbind și cu reprezentantul la este veterinar, ei mi-au spus foarte clar să ocupă un oarecare comunhoz. Dar acolo respectiv s-a spus, ei sunt 3 zile supraîncărcate. Eu v-am dat și un telefon spre Reghet, el seara nu răspunde, probabil, care a spus foarte clar la azilul Ciobanov că suntem supraîncărcați și nu mai primim. Deci uitați-vă atent, când nu ești sub nicio formă asistat sau încurajat din partea statului, când tu nu ai alte modalități, când îi aud pe ăștia care vorbesc, ce nu le-ați făcut o cușcă, o cutie, să le faceți lor condiții, de luare, să-i luați de mânuță, să-i duceți, domnule, vorbim aiurie, iertați de expresie. Deci e o metodă care am găsit-o de cum și nu prima dată, nu prea etică, morală, dar e o metodă de a-i scăpa de dânși. Da, îi sterilizează. Dar dumneavoastră știți că de multe ori și în majoritatea cazurilor e mai periculos faptul că el vine acest câine mirosind copilașul și vine așa cu o impresie că poate să-l mușcă copilașul, se sperie de moarte, decât când îl mușcă și el noapte așa deși face... Deci chestia sterilizării asta nu rezolvă. Și de-aia eu am socotit. Copiii mei în preajma unde ei se joacă sau umblă, câinii ăștia de mașcați, ăștia micii mei lăs copii, eu îi duc. Eu știu cum îi duc. Da, principal, să nu le facem creștinește daună, să nu-i omorâm. Și îi duc acolo de unii nas mai vii. De la... Punctul de vedere al dumneavoastră este clar. Eu vă întrebam ceva mai devreme dacă poziția mitropoliei este oarecum exprimată ferm, pentru că iată un telespectator zice că ar fi cazul ca duminică după Sfânta Liturghie de la Catedrala Metropolitană să fie solicitat și punctul de vedere înalt preasfințitului raportat la cazul despre care vorbim noi. Și haideți să ne spuneți dacă ați fost chemat la Metropolia, ați dat unele explicații și dacă judecata urmează să se convoace destul de repede. Eu am vorbit și cu preasfințitul Ioan, purtător de cuvânt, și cu secretarul Vadim Chebeș, le sunt recunoscător pentru receptivitate și înțelegere. Ei înțeleg că e un pressing nebun, să spunem așa, de către forțe speciale care nu au făcut această presiune titanică când sunt cazuri de decesul copilului, că câinii ăștia îmblă și nu sunt supravegheri, și au spus-o foarte clar.
dați-o, facem judecata să o analizeze, ca lumea cere, cum spus doamna, capul lui Moțoc. Dar judecata să fie după ce va fi pronunțată părerea medico-legală veterinară, părerea poliției, după aceea să vărsăm venin sau să atacăm sau să condamnăm. Și de aceea eu am fost de acord cu această poziție, să nu zic sentință, ca să fie judecata, după aia să fie sentința. Și asta e foarte normal, pentru că eu sunt sigur, cu lux de amănunte, mâine obțin la mână ceea ce acum am telefon, obțin la certificatul că câinele e ok tot și demonstrez tuturor că câinele nu a fost așa cum a fost prezentat, că este maltratat și este în gura morții. Domnule Balica, vreau punctul dumneavoastră de vedere. Iată, se ajunge destul de departe atunci când solicită implicarea clerului, se solicită implicarea chiar în alt preasfințitului pentru a-și exprima punctul de vedere. Aici, până la urmă, am putea face un trio. Identificam aici diferite poziții. ONG-urile pe de o parte, societatea civilă pe de altă parte și, dacă vrem, poate fi inclusă și ea la capitolul ONG-uri. După aceea vorbeam despre structurile statale care nemijlocit ar trebui să-și facă tema pentru acasă și iată vorbim și despre poziția unui activist civic care până la urmă ar reprezenta o voce pe care ar trebui să o luăm în calcul. O rețele de socializare ne-a demonstrat faptul că lumea destul de ușor se mobilizează la capitolul declarații, la capitolul sentințe pe care le emitem din fața calculatorului și atunci când e să luăm la bani mărunți și să analizăm starea de lucru reală, nu tocmai suntem prea bucuroși. Știți expresia aia în gura lumii? Da. Da. Din păcate, societatea noastră este manipulativă. Repede toți buni să vii cu părerile, arunci pietri în diaconul Ghenadie. Poziția mea era, aruncați pietri în dumneavoastră cei care se consideră sfinți, fără niciun păcat. Prima. A doua, eu consider că, da, avem lege care protejează dreptul animal și așa mai departe, dar eu consider că noi dreptul animalilor nu sunt protejate deloc, deoarece iarăși cazul meu care am spus, eu am pus postare pe Facebook, acel cânișor, am rugat diferite ONG-uri, am văzut grupuri care cu oameni interesați de protejează dreptul animal, nimeni, absolut, like, asta maxim ce am văzut la postarea mea. Dar de obicei, cu păreri, cu atacuri, tot să spun. Deci, eu sunt sigur că aceste ONG-uri primesc granturi, tone. Bine, eu din aceste granturi cred că se putea de construit aziluri pe toată Republica și toți maidanezii să trăiască foarte bine acolo. Nu s-a făcut asta. Maidanezi, mâițe, câini, vedem anul împrejur, mai ales în sezonul rece. Ei îngheață de frică, mor de foame. Nimeni nimic nu le face, absolut. Păi unii dreptul animalelor. Deci concluzia este clară. Da. Haideți să revenim un pic la modul în care a fost mediatizat acest caz și nu doar. Haideți să vorbim despre aportul administrației publice locale, pentru că sunt de acord cu dumneavoastră când ziceați că ONG-urile sunt enorme ca număr, însă ca rentabilitate, ca eficiență, lasă de dorit. Nu în zadar, îl întrebam și pe domnul primar despre mijloacele financiare alocate. Există o direcție, există oameni care trebuie să fie salarizați pentru ca, până la urmă, această problemă să nu existe. Mie, în calitate și de ziarist, dar și de cetățean, mi se pare un pic cam straniu. Într-o societate a secolului 21, noi discutăm despre maidanezi ca despre un risc major pentru oameni ca să ajungă acasă. Tot ce se întâmplă pe teritoriul unei unități administrative, unui raion, da? Deci trebuie să răspundă primarul și primarii din acel raion și Consiliul Raional. Deci nu este treaba mea ca om, are primăria bani, are Consiliul Raional bani, voi conduceți, gestionați această unitate administrativă. Voi, odată în câțiva ani, veniți și susțineți că votați-mi pe noi, că noi suntem mai buni și noi o să rezolvăm problemele voastre. A fi primar sau a fi președinte de Consiliul Raional nu e o chestiune atât de ușoară. Și ceea ce mă revoltă pe mine ca cetățean este că toți așteaptă bani din bugetul de stat. Da. Eu cunosc primari care nu misează pe bugetul de stat, dar care scriu proiecte,
își angajează oameni tineri care se pricep să scrie proiecte sau voluntari de obicei, pentru că nu are de unde să le plătească salarii dacă asta nu este prevăzut. Dar încurajează, găsesc modalități de motivare, aceia scriu proiecte, proiectele sunt înaintate și ei reușesc să atragă surse financiare. Eu cred că pur și simplu acești oameni care gestionează o unitate administrativă nu conștientizează această problemă. Nu e problema în bani. Eu nu cred că e atât de complicat pe un raion să faci un azil de câini. Trebuie doar să-ți dorești acest lucru și să te gândești la surse financiare de unde să atragem. Plus că mai sunt și oameni de bună credință care tot timpul o să vină și o să te ajute. Așa cum se întâmplă de fapt și în prezent. Pe rețele de socializare se colectează hrană pentru acești câini și oamenii transportă această hrană la aziluri. Dar nu este dorință, nu este voință politică, pentru că politicienii știu că trebuie să le promiți oamenilor mâncare și salarii mari ca să te voteze. Că așa este făcut omul, se gândește la stomac, la familie, cu ce să-i hrănească. Și el nu conștientizează celelalte riscuri care există, tot pentru familia lui. Dar tu ca politician, dacă ești corect și spasă de oamenii pe care îndemn să te voteze, trebuie să-ți asumi niște responsabilități pentru soluționarea tuturor problemelor care există în această localitate. Așa că răspunsul primarului pentru mine nu a fost absolut deloc convingător. Trebuie, dacă e primar, să se mobilizeze și împreună cu alți primari din raionul Anenii Noi să găsească soluții, să găsească surse. Dar ei fac acest lucru. Nimeni nu face acest lucru, nici măcar nu amintește despre această problemă. Dar știu să dea vina pe, iată, s-a găsit un țapă ispășitor. Părintele care, vezi, Doamne, s-a comportat neadecvat. Dacă s-a comportat neadecvat, lasă să fie judecat, da? Lasă să fie sancționat potrivit legii, dar nu trebuie să stai și să faci judecată pe rețele de socializare, când de fapt problema este cu totul de altă natură. Problema constă în lipsa de solidaritate între cetățenii de rând, lipsa de solidaritate între autorități și funcționari care sunt responsabili să rezolve această problemă. Haideți să aflu și poziția dumneavoastră raportată la ceea ce se numesc proprietari ai acestor câini atunci când merg cu transportul public. Legea zice că ar trebui să poarte o protecție, o botniță. Deseori asistăm la o altă realitate atunci când câinele este urcat în troleibuz fără aceste mijloace de protecție, iar noi suntem destul de toleranți. Eu, de fapt, niciodată n-am văzut un câine pe care îl transportă proprietarul și care să aibă mijloace de protecție. Am văzut și în transport public, dar foarte mult am văzut pe stradă. Deci se plimbă cu câine pe stradă, dulei mari, dulei mici, nu contează. Eu merg cu fetița, câinele acela vine spre fetița mea, începe să latre, are așa o atitudine agresivă. Și eu când îi spun, domnule sau doamnă, aveți grijă, țineți-vă câinii. Dar nu, că el nu face nimic. El nu face nimic, e câine bun. Copilul meu plânge că s-a speriat, el încearcă să mă convingă că câinele este bun, dar copilul meu are o problemă. Evident că acest lucru mă deranjează. Și acești oameni care sunt proprietari de câini trebuie să aibă grijă de câinilor. Le pun toate aceste echipamente de care au nevoie ca să nu afecteze pe cineva. Chiar și emoțional, dacă afectează, deja este o problemă. Dar dacă până la urmă acel câine mușcă persoana respectivă. Dar cum putem pune în funcțiune legea? Dacă pentru există legea care prevede acest lucru, înseamnă că oamenii trebuie sancționați pentru încălcarea acestei legi. Și respectiv acele ONG-uri care tare le pasă de soarta câinilor, trebuie să se autosesizeze în asemenea cazuri sau trebuie să vină cu anumite mesaje periodic, să atenționeze cei campanii care, de informare. Campanii de informare, oameni buni, iată, trebuie să procedați așa, asta prevede legea, vă rog să respectați această lege. Dar ei ce fac? Ei doar profită de astfel de situație ca să arate lumii și finanțatorilor că există și să mai poată obține încă o tranșă de bani pentru a-și rezolva probleme personale. Părinte Deacon, vreau să vorbim despre o situație în care ne-am pomenit și să facem abstracție de faptul că sunteți reprezentant al clerului. Credeți că această problemă nu s-ar fi iscat dacă nu ați fi fost cler? E o lovitură dată și bisericii? Dacă la prima vedere, pe suprafață, clar că e lovitură, dar se smintesc smintiții care n-au treabă cu biserica la modul practic. Deci oamenii credincioși, ei foarte clar înțeleg că nu poate părintele să meargă la așa prostie. Și doi, eu am analizat situația din mai multe puncte de vedere și am ajuns la concluzia că s-a devalorizat
la marea parte a societății valoarea demnității umane. Și într-atât de tare mai iertat de expresie că cuvântul e folosit în prejimii, s-a îndobitocit conștiința omului, s-a materializat, s-a carnalizat, încât lor le mai milă de un animal decât de un om. Eu azi am vorbit cu reprezentanta, doamna Valentina, a acestor apărători asociației câinilor. Știți, da. Eu odată n-am auzit să vorbească ceva despre copii. Eu, vorbind despre cazul acesta, strigător la cer, copilul a decedat și noi atât de superficial l-am tratat și ei au început să ne demonstreze că este un fals preluat de presă și tirajat. Și când am mai auzit și prostia respectivă și că nu sunteți toleranți. Și am ajuns la concluzie, atenție în țara asta, fie un reprezentant de minoritate netradițională, fie un câine, și ți-a prins paiele în cap. Și nu știu de ce, dar răspunsul e foarte. Capitalul în spate. De-am nu contează, financiar, politic, capitalul, sunt pompate foarte multe surse de susținere. Și de aceea, pe mine, nu mă miră situația care se trece. Cum spune, vorbeam și prezentul Ioan, da. Vrea Dumnezeu, probabil, ca prin cazul tău, accidentul tău, care e victimă în copilajul tău, să ridice o problemă de ansamblu care este. Și într-adevăr, eu intenționez chestia să o scot la un alt nivel decât acuzații, nesimțitorul, agresiv, preot sau popă, cum zici, uite, la altruistul și îngrijitorul de securitatea socială a oamenilor astea. Și eu asta s-o demonstrez prin diferite modalități, și conferințe, și emisiuni, și așa mai departe. De altfel, nu e rost numai să-i lăsăm pe gura liv și spumigan să facă toată această intoxicare socială. Acum 2 ani am adoptat o lege care prevede sancționarea autorităților și tuturor responsabililor față de faptul că nu au soluționat o problemă din comunitate. Eu am sunat la Ministerul de Interne și mi s-a spus că în acești 2 ani n-a fost nicio autoritate sancționată pentru lipsa de responsabilitate și am făcut acest lucru în condițiile în care am făcut o analiză despre copiii care sunt puși să cerșească chiar de către proprii părinți și ei ajung iarăși în stradă. Strigător la cer. Și se întâmplă acest lucru cu acordul tacit al autorităților. Acei oameni care sunt responsabili să prevină astfel de cazuri. 2 ani de când există această lege, nimeni nu a fost sancționat. Și eu vreau ca toate aceste lume, cele 20.000 de persoane care au scris o petiție în susținerea acelui câine, foarte bine că ați scris, mai scrieți o petiție pentru a penaliza autoritățile, responsabili, funcționare care lasă copiii să fie mușcați de câine, să moară flămânzi în casă, să moară în stradă în timp ce părinții uită de ei, să cerșească în stradă. Vă rog să scrieți așa o petiție și acel avocat care vă susține și vă mobilizează și încearcă să vă convingă că ceea ce faceți este corect, să promoveze până la urmă totuși, în primul rând, drepturile copilului și apoi vorbim și despre animale. Haideți, pe final de emisiune, cred că mai avem 3-4 minute la dispoziție. Vreau ceva și eu, da, și o să oferim cuvântul și părintelui Deacon spre final. Domnule Balica, societatea în care trăim noi este destul de fărmițată sub aspect de percepere a unor realități. Iată, poate e un exemplu tangențial a ceea ce discutăm noi, dar animalele într-o societate democratică, într-o societate cu un alt nivel al democrației, este interzis chiar în utilizarea, nu știu, a circului, a tot felul de antrenamente, nici nu știu cum să le numesc ca să fiu înțeles foarte corect, însă la noi continuă să fie tolerat și cu tot respectul față de cei care reprezintă instituțiile abilitate în care sunt încadrate aceste animale, starea de lucru nu este prea precară. Noi urmează să luăm poziție, dar până atunci constat că suntem toleranți. Iar când avem un caz de o anumită factură, ne revoltăm, ziceam, prin intermediul rețelelor de socializare, scriem petiții și vrem tragerea la răspundere a unei persoane. Vi se pare corectă această abordare? Absolut deloc. Mi se pare foarte absurdă. Deoarece foarte bine s-a menționat că copiii îmblă și cerșesc pe stradă, nu știu cine-s părinții, deși poliția stă acolo, poliția și copilul și nimic nu întreprind. Petiții nu fac nimic. ONG-urile tac, cu toate că aici eu consider că trebuie de bătut alarma așa tare. Și deci drepturile copilului sunt încălcate. Și cel mai tragic e că și s-a ajuns că cazurile animalelor să fie la fel politizate. Că nici drepturile animalelor nu sunt protejate, nici drepturile copilor, dar în schimb show politic e făcut. Și atât cazul dat este un foarte bun exemplu. Asta a fost show politic. Nimic mai mult.
Da. Doamna Dimineți, haideți să, pe final de emisiune, să ne spuneți, iată, ce ne așteaptă după ziua de mâine, indiferent care va fi decizia organelor abilitate legat de acest caz. Urmează ca acuși și peste ceva timp se începe un nou an școlar, copiii noștri, întorcându-se de la școală, fie în turul 2, să aibă teama de a merge printr-o anumită regiune ca să ajungă acasă și în continuare să vorbim despre drepturile unui animal care și el trebuie să fie respectat, dar există probleme mult mai importante. Cum vedeți dumneavoastră ziua de mâine legată ziua de această problemă? Ziua de mâine rămâne neschimbată. Problema rămâne nesoluționată. Tocmai în asta și constă aberația tot ce se întâmplă. Pe strada pe care eu locuiesc, Ashhabad, da, este o stradă aglomerată de maidanezi. Deci oamenii au grijă de ei, hrănesc, dar periodic ei sunt agresivi. Și copilul meu, într-adevăr, și nu doar copilul meu, pentru că mulți traversează această școală, școala este în preajmă, da, trec pe lângă acești câini. Uneori câinii sunt liniștiți, alteori sunt agresivi. Deci problema rămâne nesoluționată, câinii rămân în continuare în stradă, flămânzi, copiii rămân în continuare sau riscă în continuare să fie atacați de câini și cu asta s-a încheiat tot acest show. Vreo câteva zile încă se va vorbi, pentru că asta duce rating, asta duce vizualizări, după care toată lumea va uita de această situație. Și când se va întâmpla ca un copil să fie bucățit de un câine, se va da o știre, un copil a ajuns în stare gravă la Institutul Mamei și Copilului, medicii luptă pentru viața lui. Iată ce se va întâmpla, nimic nu se va schimba. Deci noi trebuie să cerem autorităților să respecte legea și să ofere protecție și copiilor și câinilor. Părinte, scurt, cred că... Eu întâi de toate vreau să-mi cer scuze pentru cei care s-au lăsat smintiți de această situație, pe care n-am intenționat sub nicio formă. N-am știut că merg din spatele meu și mă filmează. Și vreau să menționez două lucruri. Nu mă justific, dar țin de adevăr, care de fapt sunt nervii principale acestei isterii, și anume, nu vă dedați, dragii mei, ascultării afirmați prostești că câinele a fost târât cu viteză 10 de kilometri. E absurd, este jumătate sau un kilometru acolo și se vede pe camera video mișcarea lentă a mașinii. Și doi, în momentul când au semnalizat puternic, câinele s-a inhibat, a frânat, șpernuțele la lăbuțe s-au frecare și a sângerat puțin. Deci nu este o... Părinte, regretat ce ne-a întâmplat? Regret metoda, dar copiii, dacă sunt pericol, găsesc orice metodă ca să-i protejez. Nu vă supărați, dacă mai am o problemă, da, de asta, just. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio, pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Vă aștept și cu alte ocazii. Estimați telespectatori, a fost emisiunea Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună alături de noi.